Bună dimineața, fetelor! Uite că am trecut și pragul dintre ani și se pare că luna decembrie am trăit-o ca într-un război, pentru că peste tot, pe unde călcam, erau bombe, bombe calorice, știți. V-am și explicat că în luna decembrie, ce să mai la dea la vale, las și eu așa, la bun meu simț, kilogramele și greutatea și gimnastica și activitatea fizică, că mă saturasem de armată, știți, de disciplină. Și dimineață, oare de ce trebuie să-mi stric eu zilele, dimineață mă urc pe cântar. Și mă trezesc cu multe kilograme, nu spun câte, cam tot atâta cu câte am început programul ăsta și m-am străduit. Hai, pași, hai, regim, hai, pozăm, hai, nu știu ce. Deci în luna decembrie a trebuit o singură lună de neveghere, știți, și de high life, lasă ce-o fi, vorba aceea, cum am pus și poza, mănânc ce dă Domnul și aștept o minune să nu mă îngraș. Nu se poate, dacă corpul nostru este, mă rog, făcut să funcționeze ca mașinile, știți? Dacă pui motorină în loc de benzină, se strică motorul. E, cam așa și noi. Creierul nostru se satură când vede la anumită porție, știți? Își umple carburantul cu cât este, dar nu poți rezolva treaba decât cu puțină armată și cu puțină disciplină și cu multă, multă voință. Deci asta este prima mea concluzie pe anul ăsta și sigur că am fost nervoasă și supărată pe mine 5 minute, după ce am spus, băi, toată de mi-a fost bine până la urmă. Da, asta este, nu m-am mărit, nu sunt la concurs de frumusețe, asta este, am vârstă, dacă se poate bine, dacă nu, nu. Da? De ciudă, am zis, băi, 1 ianuarie, eu pun pariu, dacă mergeți în supermarketuri, veți găsi numai gantere și echipamente de gimnastică. O să vedeți, ascultați ce vă spun, că lucrul este experimentat de mine de multă vreme. Așa este la început de an, băi, gata, așa și eu cumva am zis, măi, hai să reîncep să număr caloriile, gata, am terminat cu prostiile, cu sărbătorile, cât. Că nu-i problemă de cum arătăm, e problemă de sănătate, de șolduri, de oase, de coloană, de toate cele. Doamne ferește, am o mătușă la București care chiar la bătrânețe, după 70 de ani, a slăbit foarte mult și eu îngrijorată chiar am zis, tanti Sanda, dar parcă ați slăbit prea mult, prea mult, adică de la 100 de kilograme a ajuns la 60, cu voință, cu voință, nu pentru că e bolnavă. Și zic, parcă chiar nici nu prea arăta bine așa cu musculatură, fără musculatură, un schelet fără mușchi, emaciată, și zice, măi, fată, măi, dar eu dacă pic la pat, cine crezi că o să mă întoarcă dacă am 100 de kilograme? O să fac chiscare, o să fac aia, o să fac aia, kilogramele nu-s bune, poate că în tinerețe, când te miști, mai e cum mai e. Și să știți că lucrul ăla l-am luat mai în glumă, mai în serios, dar m-am gândit că este o motivație foarte reală a mătușii mele de a nu fi obeză, știți. Bun, am multe lucruri în cap să vă zic, știți, cu dezvoltarea mea personală am multe lucruri în cap să vă zic, dar acum eu mă duc la plimbare. Și mi-am făcut pentru prima oară în viață, mi-am cumpărat
am avut curajul, tupeu, știți, am avut tupeu să-mi cumpăr un fard negru pentru om, un machiaj fumo. Că nu îndrăzneam să mi-l fac, mă duceam la servici, zic, păi tată, băi, unde mă duc eu așa machiată la ochi cu negru până la sprâncene și că nu sunt cruela. Și astăzi am zis, hai, și dacă tot m-am machiat și m-am deleganțit puțin, zic, hai să ne mișcăm. Hai să facem cei 10.000 de pași pe care nu pot să-i fac în casă și pe care toată vara, uite că i-am făcut acolo la sala de sport, mai pe la adăpostul de câini, mai, adică majoritatea timpului am făcut 10.000 de pași zilnic. Acum, dragă Doamne, e prima mea zi de pensie, zic, trebuie să ies să mă plimb. Deci eu trebuie să ies din casă ca să fac cei 10.000 de pași și nu pentru că trebuie să mă duc undeva, să ies la plimbare. Pentru mine, ascultați ce vă spun, eu nu înțeleg termenul de a merge la plimbare pentru că nu am fost niciodată să mă plimb. Pentru mine, a merge undeva însemna că trebuie să fac ceva într-un loc, să cumpăr, să duc, să aduc, să fac o activitate, știți? Pentru mine a merge să mă plimb, adică așa, să iau străzile și să caz gura, este o mare recunoscut, un experiment nou. Dar vă spun sincer că trebuie să-l fac și pe ăsta, adică trebuie să-mi fac obiceiul de a ieși o oră din casă, că pot să stau ca la închisoare. Și primul meu gând este, pentru că, în general, eu nu cunosc Botoșaniu, pentru că drumul meu era până în fața blocului, unde mă urcam în mașină și mă duceam pe la Săveni, pe la Potriga, pe unde mai mergeam, sau la piață, care e peste drum, sau la Spitalul Județean, care e 15 minute de mers pe jos, o singură stradă chiar. Și am zis, păi, am să fac orientare turistică, mi-au și telefonul la mine, să nu mă rătăcesc, nu că ar fi orașul foarte mare, dar am să încerc să umblu prin cartierele de case. Nu știu, voi ce faceți când vă plimbați, de fapt? Că eu habar nu am ce înseamnă termenul ăsta de plimbare, dar e prima zi când îl experimentez. Bine, fetelor! Sper să fi terminat cu bombele din frigider, da? Să te fi terminat războiul. Eu nu l-am terminat, dar l-am fragmentat, am transformat bomba în niște grenade. Bine, v-am pupat!